Din seria cuvinte de învățătură sau de folos. Veritabilă evocare și autentică pomenire. În fiecare an, la moșii de iarnă, de toamnă și la moșii de vară, în sâmbăta Sfântului Teodor Tiron, a floriilor sau a rusalilor, drept slăvitorii sau drept măritorii creștini își evocă și pomenesc în rugăciuni, liturghii, panahide și parastase, strămoșii, moșii, părinții și înaintașii lor, în duh de sfântă recunoștință și onestă considerație sau admirație, fiindcă noi rămânem, ne aflăm în deplină comuniune și desăvârșită legătură cu toți ai noștri din neam, răposați și adormiți, care pur și simplu au mare nevoie de mijlocirea, pomenirea, invocarea și rugăciunea bisericii. Mai sunt și dintre aceia care apreciază că tot acest gest comunional nu este altceva decât un simplu produs al tradiției și al pietismului creștin sau religios. Ori dați-mi voie să mărturisesc, ori să vă mărturisesc, că nu este doar atât, ci că pomenirea repausaților noștri face parte din rânduiala și slujirea sacramentală, cultică și liturgică a bisericii și că toate aceste rugăciuni și soroace de pomenire au un rol spiritual duhovnicesc incontestabil, au o valoare morală specială, fiindcă suntem îndemnați să ne rugăm unii pentru alții, trebuie să ne purtăm sarcinile unii altora. Tot acest demers uman, omagial comemorativ, mai are și rostul de a-i ajuta pe copiii, nepoții și strănepoții lor și ai noștri să realizeze, să conștientizeze relația și legătura lor cu bunicii și străbunicii lor. Cine au fost ei? Ce rol, importanță sau ce rost au avut ei atunci când au fost și au trăit în această viață și lume, adică aici, pe acest pământ? Altfel spus, tot acest demers cultural și memorial contribuie și ajută la reîmprospătarea, înviorarea și cultivarea memoriei, a memoriei sociale, istorice și colective, aducându-ne astfel aminte de mai mari și înaintașii noștri. Cu alte cuvinte, haideți să nu uităm pe ei, pe niciunul dintre ei. Căci da, în altă ordine de idei, în lumea, civilizația și mentalitatea postmodernă, contemporană, funcționează într-un mod foarte eficient teoria sistemului, potrivit căreia orice piesă defectă, ineficientă ori lipsită de randament, trebuie rapid și urgent înlocuită. Iar noi oamenii, de cele mai multe ori, din păcate, operăm sau procedăm la fel cu oamenii, colegii, vecinii, amicii, părinții, frații și semenii noștri, în momentul în care au obosit, au ruginit, în ghilimele fie spus, au ieșit din uz, sunt uzați din punct de vedere fizic, psihic și moral, deci au ieșit din uz la pensie ori din activitatea profesională curentă, zilnică sau cotidiană. Da, acționăm sau reacționăm într-un mod lipsit de orice milă, prețuire, apreciere și recunoștință, scuipându-i pe ei ca pe o măsea stricată. Nu vedeți câți oameni sărmani sunt măcinați aici, în această viață și viețuire, de sentimentul inutilității, în condițiile în care, bunăoară, ne plângem de lipsa forței de muncă, calificată și necalificată, iar mulți dintre semenii noștri, pregătiți și instruiți, zac undeva, uitați de lume, ca vai de lume. În acest context, altfel spus, proverbul potrivit căruia cine nu are un bătrân, ori un strămoș sau moș, un predecesor, un înaintaș să-și cumpere, observ și constat cu durere și amărăciune că și-a pierdut de mult
valoarea, semnificația și importanța. Ce-i și mai grav că, în același mod, îi uităm și pe eroii, învățătorii, slujitorii și îndrumătorii noștri sau ne amintim ori ne reamintim de ei doar atunci când nu mai sunt printre noi și le simțim ori resimțim acut lipsa și prezența sau cine știe, poate măcar nici atunci. Doar atunci. În alt context, iată, suntem deja acum în cel de-al șaselea an post-centenar. Unde sunt bunăoară în mintea, inima și sufletul nostru toți acești mari și vrednici realizatori ai evenimentului petrecut în urmă cu mai bine de un veac? Sunt ei oare unde trebuie să fie, orba? Dumnezeu să ierte pe toți și să-i odihnească în veci de veci. Amin. Veșnica să le fie amintirea și pomenirea, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută, cu mult drag, al dumneavoastră, Stelian Gomboș.